Ei, salutare prietenii noștri din Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod din care noastră cu PSG în foarte scurte zile, să spunem așa, va începe sezonul în Liga. Dar între timp, haideți să vedem ce buget avem. Avem 99 de milioane pentru a mai face transferuri. Am încercat noi să luăm câte ceva, nu am reușit. Ce am avea noi nevoie? Eu zic că la mijlocul terenului am avea nevoie de ceva. Aici sta să aranjăm puțin echipa, Silva așa. Kehrer, îmi zicea cineva să-l bagă în locul lui Diara. Nu era ideea. Jordi Alba, Alves, Silva, Buffon, Cavani. Momentan cam asta avem noi. Ia să-l punem pe Pogba. Pogba în locul lui lui Nkunku. Au, stai așa. Cam așa o să joc. Deși mie mi-ar mai plăcea un jucător, dar l-am pe Pogba. Era bun un Fekir, cineva mai dătea comentarii și zicea ia-l pe Nabil Fekir. Din păcate nu putem face asta, trebuie să luăm ceva pe la mijlocul, pe linia de fund, zic eu. Pentru că am cam avea nevoie, nu știu ce să... Deși l-avem pe Marquinhos, dar nu e un jucător wow. Asta e clar. Un fundaș central... ar fi destul de bun pentru noi, ne-ar ajuta foarte, foarte tare sau dacă nu chiar un unul dreapta, pentru că am vândut acolo și l-avem doar pe Dani Alves. Walker, uite-l aici, 24 de milioane, Walker, hai să vedem dacă vom putea să facem un nou transfer. Mergem să vorbim cu Walker. Umtiti e suma mare la Umtiti. Bun. 24 de milioane jumate. Mergem să discutăm cu cei de la City. Să vedem dacă putem să luăm pe Walker. Haideți să vedem cam ce putem face. 27 de milioane de euro pentru Walker. 28 de ani. Nu știu sigur dacă... Oh, 44! Guardiola! Deja exagerezi, tată. Deja exagerezi. 15% clauză. Oricum, nu o să-l vinde pentru că e destul de bătrân. Și... 29. Ia să vedem. Nu, 39... Dacă vrem să finalizăm, cum mie îmi place să negociez, ajunge la 35. 37.700. Of. Nu știu să... A, merită. A, mă, că merită. Merită. La cât de bun e băiatul ăsta, merită. Stai să pun camera mai așa. Facem un nou transfer. Walker, fundaș dreapta, mie mi se pare destul de bun, dar rămâne de văzut dacă ne vom înțelege la bani cu el. Asta este important. Walker, să vedem dacă vrei să vii la noi în aceste momente. Mergem aici și să discutăm cu Walker. Hai să vedem. Hai să vedem ce spune agentul lui, ce spune și Walker, dacă sunt de acord cu ce... sume vom avea aici. Îi pun crucial. Da. Este fericit. Îi convine asta. 3 ani? Hai să punem pe 3 ani. Are 28. Bun, e ok. Să punem o clauză de reziliere. Nu pun. Sau dacă o pun. Pun una de 70 de milioane de euro. 62.900. N-a scoate banii. Bun. Eu zic că ne scoatem banii, ceea ce e ok. Ok. Acum, el vrea... 1.000.000 la semnătură, 740.000 dacă avem 5 meciuri fără gol primit și 115.000. Am putea să facem o contraofertă, dar el are 165.000. Ceea ce e bine.
Sună bine, sună bine ce zice. Hai să mergem să vedem cum ne vom integra cu Walker, pentru că este un jucător destul de important. Ofertă pentru Areola, nu o să-l dau. Chiar nu o să-l dau și începe ce avem aici pentru Hesse. Ai ofertă și pentru Hesse de... s-au dus astea pentru că nu am răspuns. Da, mai bine, mai bine. N-aveam de gând să răspuns, să ne știți. Începe sezonul în Liga. Jucăm prima partidă pentru că vreau să văd cum va fi noul sezon pentru noi. Iată aici meciuri. Lille-Rennes, Montpellier-Dijon, Bordeaux-Strasbourg, Saint-Étienne cu Guingamp și Angers cu Nîmes. Nu știu exact cum se pronunță. E mai greu cu franceza. Eu mergem să jucăm primul meci din acest sezon. Am grăbit să dau repede drumul la partidă și am uitat să-l pun pe Walker, dar nu nimic, va juca în următoarea partidă pentru că el va fi titular. Începe partida pe par de plus. PSG-ul, iată aici Mbappé încearcă o minge înaltă pentru Paul Pogba. Să vedem dacă vor rezista oaspeții în această partidă. PSG-ul, desigur, favorită, transferuri bune făcute de noi, dar vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul acestui sezon. Paul Pogba pentru Kylian Mbappé, iată vitezomanul PSG-ului, Mbappé, în fața golului, Mbappé întoarce, dar nu reușește, o primă șansă pentru Paris. Acesta pentru Edinson Cavani, Cavani din prima la Neymar, să vedem Neymar, duel 1-1, Neymar încearcă dribbling-ul, dar nu reușește. PSG-ul are probleme în acest debut de partidă, poate lumea se aștepta să fie deja un 1-0. Paul Pogba, Cavani, pentru Verratti, fața golului Verratti, n-ajunge. Să-l vedem pe Neymarito, încearcă dribbling-ul, reușește. Neymar avansează, în care se și Kylian Mbappé, Neymar e faul de galben. E faul de galben. Da, iată că vine cartonașul, trebuia. Frederic, nu faci de-astea, tată. Să-l vedem pe Neymarito. Neymar încearcă poarta. Ho-ho! Gol! PSG-ul! Minutul 41, Neymar execută superbă lovitură liberă. Portarul este surprins, nu are ce să facă. Și este 1-0 pe Port de France. Bine, Neymar! Ce execuție! Iată! Iată Neymar Junior punctează primul gol al PSG-ului acest sezon. Un gol din lovitură liberă, un gol superb, Neymarito! Și este 1-0, da! Da! Trebuia să vină golul ăsta. PSG-ul deschide scorul, iată pe Neymar, minutul 41. O execuție superbă din lovitură liberă de ușa acesta de brazilianul Neymar. Scorul face... Scorul se modifică acum pe tabela de marcaj, face să fie 1-0 pentru PSG. O execuție superbă. Să vedem însă cum vor replica oaspeții. Paul Pogba pe tot terenul, Paul Pogba, Verratti pentru Rabiot. Rabiot greșește pasa. În pressing PSG-ul, iată însă cât de bine iese. Bine, păi, bine, băi, Pogba, Cavani, Rabiot. Rabiot pentru Mbappé, încă o dată Kylian Mbappé. Încă o dată Mbappé, nu se reușește. Rabiot, Neymar, Neymar, este corner, corner pentru PSG. Nu-i nimic, Neymar, execuția a fost bună. Să vedem centrarea asta, încearcă pentru Edinson, nu reușește. Verratti, preluare, Paul Pogba acum, Paul Pogba în blocaj. Nu s-a terminat faza, în continuare PSG-ul e periculoasă. Silva pentru Rabiot. Rabiot pentru Paul Pogba. Paul Pogba! Peste poartă. Îl băgăm și pe Angel Di Maria în locul lui Kylian Mbappé, care n-a prea strălucit în această primă partidă. Nu-i nimic. Are destul timp să o facă. Avansează Pogba, pleacă Verratti, pentru ele balonul, Verratti, Di Maria, cam tare balonul, Di Maria, ajunge însă. Di Maria, Cavani, nu reușește. Dani Alves, Diarra,
Paul Pogba, mingea deviată, portarul are o intervenție bună, minutul 63, aproape de 2-0 PSG-ul. Să vedem Jordi, din nou cu Paul Pogba, încă un șut al lui Pogba, încă o intervenție bună, minutul 63, foarte bune intervențiile portarului. Iată aici, nu prea avem cum să jucăm, se joacă scurt. Nu reușește Dani Alves trecerea. A încercat să obțină un nou fault, Cavani recuperează, Paul Pogba, Neymar, din nou cu Pogba, nu prea avem soluții de pasă, Pogba, bine, se descurcă Di Maria, pentru Dani Alves, de ce cu capul? De ce cu capul și nu o execuție în forță? Minutul a rămas blocat. Nu știu dacă voi vedeți. Eu acum văd! Eu acum văd, minutul e blocat. Și noi, ce-am putea face în situația asta? Lille 2-2. Am putea juca până mâine așa sau la un moment dat se va termina? Cavani. Cavani, iată aici, pasă bună pentru Diarra. Diarra l-așteaptă pe Edison Cavani. Minutul meu a rămas blocat acolo. Încearcă acum un contraatac. Ce de la Caen? Nu reușesc. Jordi Alba, foarte bine. Ce facem în situații de genul? N-am mai întâlnit așa ceva până acum. De când mă joc eu FIFA? Eu n-am mai întâlnit asta. Se dă faul. Poate acum că s-a dat faul. Nu. Nu mai trece. Nu înțeleg ce se întâmplă. Oh, s-a terminat. Deși era blocat acolo timpul. Iată, se termină. Cine știe de când era blocat? Eu nici nu observasem. Credeți-mă. Câștigam cu 1-0, prima partidă nu strălucită, ce-i drept. Un prim match care n-a fost wow, cu acel timp blocat. Să facem așa, să-l băgăm pe Walker. Bun. La mijlocul terenului am putea modifica ceva. Sincer, momentan nu prea știu ce. Chiar nu știu ce am putea schimba. Avem o ofertă 43 de milioane de euro. Kimpembe, 43 de milioane de euro, îl valorează 30, nu pot să-l dau, am nevoie de el totuși, chiar dacă momentan a fost mai rezervă, o să joc cu el următoarea partidă, ofertă pentru Hesse de împrumut, la fel, se refuză, avem meci acum în deplasare, un meci pe care îl vom simula, un meci în care debutează Walker, parcă văd că și dă gol, nu știu, așa-l văd eu pe Walker. Haideți să vedem ce facem. Momentan nu deschidem scorul. Iată, ni se condusă Neymar din nou. Al doilea gol în acest sezon pentru Neymar. Silva ia galben. Di Maria intră în locul lui Mbappé. Se fac modificări. Intră și Diarra în locul lui Pogba. Nu reușește PSG-ul să facă spectacolul la care... Cred că se aștepta multă lume. 1-0 în deplasare la Guingamp. Totuși o victorie. Asta e destul de bine pentru noi. Se rejoacă un meci cu PSG, văd acolo. Haideți să vedem cu cine avem acum. Nu o să accept acolo nimic. Și nici cu Hesse nu stăm la discuții. Nu vreau să fac transferuri. Chiar nu vreau să fac. Credeți-mă. Vreau să văd în schimb... Oh, iată Atletico Madrid. Da, acum... Pentru Marquinhos, pe bune. Păi da, îmi ia un jucător mult, mult, mult mai bun, un fundaș. Cu suma asta. Serios. 51 de milioane 800. 69 de milioane dacă vor să-mi dea. 55 de milioane 200. Și 15% și 65%. Nu știu ce am dat. 58 de milioane 900 și 5%. Și 61 de milioane. Nu. No. N-a vrut.
N-a vrut, nu ne-am înțeles până la urmă. Asta este. Nu mă deranjează nici dacă nu am dat, deși puteam să iau bani frumoși. Era foarte supărat, l-am văzut acolo pe Diego Simeone. Ce meci avem aici? UEFA Champions League. Va începe în curând. Jucăm meciul ăsta pentru că să ne mai rămână câteva zile de transferuri și ne mai gândim la ceva jucători. Hai să vedem. Jucăm din nou pe propriul teren. Nu prea am făcut cine știe ce în primele două partide. A venit momentul în care noi trebuie să arătăm de ce suntem în stare. Trebuie să jucăm bine. Trebuie să câștigăm. Cum l-am pus pe el în poartă? Buffon. Să vedem. Să vedem dacă e meciul nostru. Dacă vom reuși să facem diferența cu Angers. A treia etapă din Liga. PSG-ul n-a strălucit deloc până acum. Neymar este singurul care a punctat pentru PSG. Așteptăm golurile lui Cavani, lui Mbappé, ale lui Paul Pogba. Iată-l pe Mbappé, un prim dribling, Mbappé, în care eu Cavani și este 1-0, deschide scorul rapid, minutul 2, PSG-ul, da, sparge gheața și Edison Cavani, pasă de gol pentru Kylian Mbappé, cât de rapid deschidem scorul, așa da, așa da. Ho, ho, bine PSG-ule, minutul 2, multă lume, nu cred că se mai aștepta aici, deja se închisese puțin Kylian Mbappé, pasă pentru Cavani din prima, rovește balonul, Cavani o trimite sub bară, priviți aici cât de bine, mai bine lângă bară, nu sub bară, golkeeperul învins, surprins în același timp, 1-0 pentru PSG. Edinson Cavani sparge și el gheața. Aveam nevoie. N-a blocat convingător Kimpembe. Sau cum s-o pronunța băiatul ăsta? Respinge. O nouă centrare. Mangani. Mangani, Rabiot. Scoate de pe linia porții Walker. Iată. Nu degeaba l-a luat pe Walker. Gigi intervine și el bine. Șansă mare pentru Aspe să egaleze. În minutul 26, din nou o lovitură de la colțul terenului. Cavani blochează, oare un nou corner, nu? Nu lasă mingea să iasă, să vedem, fără fault în care eu. Rabiot, bine, Verratti acum, pasă pentru Neymar. Neymar este obstrucționat pentru Rabiot. Rabiot amasează, așteaptă Cavani balonul. Cavani, Rabiot, Mbappé, Mbappé, 2-0, sparge gheața și Mbappé, dacă... A făcut asta în minutul 2 Edinson Cavani. Iată că reușește să marcheze și Kylian Mbappé. 2-0 minutul 34. PSG-ul reușește să-și mărească avantajul pe tabela de marcaj. O fază frumoasă în care Mbappé șutează din prima și nu iar dacă nu mă știu, din prima a fost, nu? Ei nu mai știu. Uite că e foarte dimineață și... De mult mai m-am trezit la ora asta, m-am trezit la 7:30. Cam rar să fac asta. Jordi Alba, foarte bine Jordi Alba. Contraatacul PSG-ului acum. Rabiot, din prima pentru Kylian Mbappé. Mbappé avansează. Kylian Mbappé, întoarce Mbappé. Pasă pentru Paul Pogba. Bară și Cavani, 3-0. Edinson Cavani reușește, dubla, legalează pe Neymar în clasamentul golgheterelor al lui PSG. Foarte frumos șutul lui Paul Pogba, aproape și Pogba să spargă gheața, dar nu mai contează, ba pentru acest super Pogba, vine bară și Cavani care nu-l iartă, oricum era greu, n-a fost departe să rateze, ia să vedem, na. Am crezut că a fost mult mai aproape să rateze Edinson Cavani, dar era o misiune foarte simplă pentru acesta, poarta goală decât să împingă mingea în poartă. A vrut pasă în spate, mai puțin de 10 minute sau un 10 minute cu tot cu prelungiri. 3-0 pentru PSG. PSG-ul care n-a avut probleme în această partidă. Iată un fault al lui Walker, jocul continuă, Kimpembe. Foarte bine, băiatule. Foarte bine a blocat. Să vedem cum va evolua PSG-ul în aceste ultime minute. Pogba pentru Neymar Junior în fața golului Neymar. Să vedem ce va face Neymarito. Neymar. Neymar 4-0. 4-0 și ajunge la cota 3 Neymar Junior.
PSG-ul până acum fără gol primit, bună pasa lui Paul Pogba, fără probleme, Neymar punctează în minutul 87, face o nouă modificare PSG-ul, Neymar, Cavani, Mbappé, Cavani, lipsește de aici să puncteze și Paul Pogba în meciul ăsta, cred că ar merita, ar merita și el, Mbappé. Pentru Edison Cavani, o pasă superbă în fața lui 5-0 Cavani. Nu cred. Nu cred că Edison pierde un duel atât de ușor la umăr. Sau cel puțin nu cred că s-a aștepta. Diara, Mbappé, Mbappé, execuție de geniu, execuție fenomenală, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, 5-0 PSG, 91, execuție magistrală lui Mbappé, privița și șutul lui Mbappé în vincul porții, iar PSG-ul face 5-0, ce șut, ce bombă de șut, ho-ho, Mbappé, da tati, așa da. Iată, PSG-ul face ca scorul să fie 5-0, să vedem acum pe Paul Pogba pentru Cavani. Eroare mare, eroare mare, Paul Pogba, Cavani a vrut să puncteze și Pogba, se termină 5-0 pentru PSG, duel superb, aici s-a început prost pentru oaspeți, prost rău de tot, au luat gol în 2, deja lucrurile erau destul de clare. Haideți să vedem cum stă treaba în clasament. PSG-ul și Lyonul pe primele două poziții cu un maxim de puncte. Noi avem 7 goluri marcate, 0 primite. Lyon are 6 marcate, 3 primite în schimb. Singurii fără gol primit momentan. Strasbourg, Nice și Dijon pe ultimele 3 poziții. Poziții duc la retrogradare. În septembrie urmează PSG-ul. Avem în deplasare. După... Da, să vedem. Asta e în septembrie. A, cu cine mai jucăm? Mai jucăm așa, cu Saint-Étienne. Cu Rennes. Când vin meciurile mai tari? Cu Marseille, cu... Uite, cu Nice, care nu cred că va fi un meci super ușor. Asta zic eu, nu știu. Vom vedea. Good work. Deja am vândut, deja am vândut peste 200 de milioane de euro în tricouri. Asta e superb. Da, prieteni, aici se va termina episodul nostru. Eu sper că v-a plăcut. Vedem ce transferuri mai facem. Mai sunt câteva zile. PSG-ul până acum domină. Eu am fost Xbreaker. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!